Hoții sunt creativi, fii preventiv, este sloganul campaniei de prevenire organizată de Inspectoratul Județean de Poliție Buzău. Autoritățile încearcă prin acest demers conștientizarea pericolului la care se expun buzoienii atunci când nu iau minimele măsuri de siguranță în privința locuinței și autoturismelor. Criminalitatea contra patrimoniului scade cu 16%, furturile scad de la 1961 la 1637 cu 324 de fapte. Pe subcategoriile prioritare, respectiv furturile din locuință, din societățile comerciale. Tâlhăriile, o infracțiune foarte gravă pe care întotdeauna am încercat să o tratăm cu maximă seriozitate, scad cu 39%, de la 45 de fapte în 2016 la 27. Am avut în ultima perioadă și suntem, sper, pe urmele lor, niște furturi din locuință, unde suspicionăm că iarăși avem un import de criminalitate. Campania de informare a poliției va fi organizată pe o perioadă mai lungă de timp și va fi susținută de acțiuni speciale de prindere a infractorilor. Totodată, demersul a fost fundamentat și de rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, în care se evidențiază faptul că prevenirea furturilor din locuințe este un subiect de interes pentru populație. Această campanie dorește să atragă atenția asupra condițiilor care favorizează furturile din locuințe. Riscurile pot fi minimizate prin acțiuni ale noastre simple și uzual, cum ar fi să verificăm securitatea locuinței. În toată această perioadă ne vom deplasa și în locuri publice, vom demara acțiuni unde vom împărți pliante ce conțin informații cu caracter preventiv. Și ne vom întâlni cu asociații de proprietari. Încă o dată aș dori să atrag atenția că această campanie a fost fundamentată și de un sondaj de opinie realizat de către Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, în urma căruia s-a relevat faptul că peste 70% din persoanele intervievate au considerat oportun să primească informații preventive și peste 50% consideră că acțiunile cu caracter preventiv ajută la reducerea numărului de infracțiuni. La nivel național, în cursul anului 2016, numărul furturilor din locuințe a scăzut cu aproximativ 11% comparativ cu 2015. Campania de prevenire se va derula pe tot parcursul anului.